Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor, lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințit, un arhiepiscopul nostru Teodos și al Tomisului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru poporul român drept credincios de pretutindeni, pentru sănătatea și mântuirea lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt lăcașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, mărita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi
rușine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, Dumnezeu nostru, care se cuvine să-mi sărată slavă neajunsă, a cărui iubire s-a usărată și de oameni, a Dumnezeu și Sfântului Duh, caută sfârșirea ca aceasta și pe bogatul în tale și în care vrei și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Amin. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți ființii să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, mântuiește poporul Tău și binecuvântează-ne și în care păzește-o. Sfințește pe cei ce vă spăva ca să-i tare o puterea ce știa, îi prea mâne și dumnezească puterea ta și să vă mâne cei ce ne dăjim pentru Tău. Cel ce ești fără de moarte și ai binevoit pentru mântuirea noastră, a te întruba din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria, care le schimbate și răstignindu-te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat. Unul fiind din Sfânta Treime, împreună mărit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, mântuiește. Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Doamne, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prebinecuvântata, mărita, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cel ce ne vedea, acestul în fiul și-a fiul răsuită, cel și la doi și la trei care se născut în fiul și-a fiul răsuită, însuși și-a fiul răsuită, Mântuiește-ne pe noi, Fiul
să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. 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 Doamne, mântuiește pe cei bine. Ne auzi și ne auzi pre noi și ne auzi pre și în vecii vecilor. Dumnezeule cel Sfânt, care tu simți să ne rugăm, Aduceți Domnului fiul lui Dumnezeu.
Înțelepciune. Să luăm aminte. Pace ție celui ce ai citit. Cine drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii. Și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică,
ca de 12 ani și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresurau mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei și de către niciunul dintre ei nu putuse fi vindecată, apropiindu-se pe la spate s-a atins de poala hainei lui Iisus și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit, cine este cel care s-a atins de mine? Dar cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis, Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu mai întrebi cine este cel care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iar, s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, i-a spus de față cu tot poporul, pentru care pricină s-a atins de el și cum că s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. De când încă vorbeau el, a venit cineva din casa marelui sinagogii și a zis acestuia, a murit copila ta. Nu mai osteni pe învățătorul, dar Iisus, auzind, a zis către Iair, nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan și pe tatăl copilei și pe mama ei. Și plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis, nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând, copilă, deșteaptă-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce. Și au rămas uimiți părinții ei, iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui din cele ce se întâmplaseră. Zisa Domnul ucenicilor să iată, vă voi trimite eu pe voi ca pe niște oi în mijlocul lupilor, deci fiți înțelepți ca șerpii și fără de răutate ca porumbeii, feriți-vă de oameni, căci vă vor da pe mâna sinedriilor și în sinagogile lor vă vor bate cu biciul, chiar înaintea domnilor și a împăraților veți fi duși pentru mine, ca mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi pe mâna lor, să nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în acel ceas ce să grăiți, fiindcă nu voi veți fi cei care veți răspunde, ci Duhul Tatălui vostru, acela va grăi prin voi, va da frate pe frate la moarte și tată pe fiu și se vor scula copiii asupra părinților și îi vor omorâ, iar voi veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Mărire ție, Doamne, mărire ție, mărire, mărire, mărire ție. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, atotstăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, rugăm uneți, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește.
Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Rugăm-ne, Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pentru sănătatea și pentru mântuirea sa. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri romonah, preoți, erodiacon, diacon, monah și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriași, ctitori și binefăcători acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și purura pomeniții ctitori acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frați ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la Tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnului. Doamne, miluiește!
cei credincioși, pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Să-i învețe pe dânsii cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Să le descopere lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Să-i învețe pe sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Și aceștia împreună cu noi să slăvească pe acestitul și de mare cuvință numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cât sunteți chemați, ieșiți, cei chemați, ieșiți, cât sunteți chemați, ieșiți, ca nimeni din cei chemați să nu rămână, cât suntem credincioși iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește, fie păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Înțelepciune. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni din cei legați cu poftă și nu se precupește nu este venit să vină, se apropie sau să slujească ție împăratea slavei, căci a slujit este lucrul mare și vecușător chiar pe drumul de cele cerești. Dar tot și prin de oameni, cea negrăită și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut omul și a fi te-ai făcut, caută să vă întâlnim în slujba sfântă a acestui zecul cu și de sânge. Că singur Tu, Doamne, Dumnezeu nostru, stăpânești cele cerești și pământești, cel ce te poți ca un hel. Domnul Serafim și Împăratul Israel, cel ce s-a născut în noi păcătoși și nevredi și ubicării să acestea, să jefiți și că știi ce aduce, ce te aduce, ce primește, ce ne pasă, stoasă, Dumnezeu nostru și ce Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău, Duh, acum și noi care pe heruvim cu taine închidușurile de viață pe ei, în viață de care aduce toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Ca pe Împăratul tuturor să-L primim pe cel înconjurat, în timp nevăzut de cei tăi îngerești, aleluia, aleluia, aleluia. Noi care pe heruvim cu taine închidușurile de viață pe ei, între ei sunt cântare aducem toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Noi care pe ca pe împăratul tuturor să-L primim pe cel înconjurat în timp nevăzut de cei tăi îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia. Tămâie ți aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, Domnul nostru, Domnul mirească, pe care pe Domnul jertfei, pe cel nostru, cel împlinitele Harului, prea Sfântului și Bunului și de viață, în mormântă cu Domnul, în iartă sufletul ca un Dumnezeu, în rai cu Tâlharul, și pe scaun cu Tatăl și cu Duhul, ai fost Hristoase, Dumnezeu nostru, pe toate în gândurile,
Cel ce ești necuprins, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de vină. Mai mult mă spală de fără de vină și fără de vină, fără de vină mi-o cum și fără cum eu înaintea mea este. Și eu nu am ca să că iată și fără de vină să nu se știe că tatăl sub maica mea. Că iată ce mi-a arătat și întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele, ștergele. Inima curată de Dumnezeu și Duh drept înnoiește de Dumnezeu. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu lua de la mine. De mine mă curăm de Duhul tău și cu Duh să vă întărește. Învățava pe cei care vă întărește. Îți vorbește să ai de sânge Dumnezeule, Dumnezeu. Duhul luminit inima înfrântă și smerită Dumnezeu în Dumnezeu. Să vă pomenească Dumnezeu sa, totdeauna, acum și pururea și în vece. Intrava pe casa ta, vreau să intre pe acea sfântă de frica de-a Doamne. Povăcuiește-mă de către tata, pe toți rășmașii și lucrează înaintea ta calea noastră. Ca să nu fie din cei și de jocul tine, ci să ne izbăvim de voi, fătirești mântuirea, neamul nu creștinesc. Domnului să-i rugăm, Doamne! Dumnezeule, curățește-ne pe Dumnezeule, curățește-ne pe și ne binecuvântați, iertați, Domnul să tămâieți aducem ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, pe care pe înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Teodosie al Tomisului, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe cărbuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe frații noștri preoți, romonahi, erodiaconi, diaconi, monah și monahii, pe toți lui biserice și călugăresc, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Să adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorei Sfânt Lăcașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători de Sfinte Lăcașuri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe
fericiți într-o adormire, eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, fraților, fii și fiice, soți și soții și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Preoția va să se pomenească Domnul Dumnezeu împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iosif, cel cu bun chip de prelungi prea în rai cu harul și pe scaunul cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, să vă mulțumesc. Pe Tatăl și pe Duhul Sfânt, mormântul tău, izvorul plinim rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Mântuiește-ne și iertare de păcate și greșelile noastre, la Domnul să cerem. Cea multă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșirea Domnului să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții,
să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul, bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul la toțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut în nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut,
care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă în pace au aduce. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Cu aceste fericite puteri și noi lucrurile noastre strigăm și grăim Sfânt și pe-a Sfântul și o să-i dintre-o și dintre-o ce Sfânt. Să-i dintre-o și dintre-o și dintre-o și dintre-o și dintre-o. Sfântul cei de Sfânt.
luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul, după cine zicând, dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne așadar de aceasta, de cruce, de groapă, de cruce, ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate. Dumnezeu ne curățește pe păcătoși și Dumnezeu ne curățește pe păcătoși, Dumnezeu ne curățește pe păcătoși și ne curățește. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, ci le noiește nouă celor ce ne rugăm ție. Inima curată zidește pe noi Dumnezeule și Duh drept, înnoiește în cele din Tău noastră. Doamne, Cel ce-ai trimis pe prea Sfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bunule nu lua de la noi, și le noiește nouă celor ce ne rugăm ție. Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt, nu le lua de la noi. Doamne, Cel ce Te-ai mis pe deasupra în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acela bun le nu lua de la noi, ci le noiește nouă celor ce ne rugăm ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Tatăl Cerții aceasta, Te rugăm și cu minunțile Tău te dăm, de Duhul Tău ce sunt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte și fă adică pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tău, amin, iar ceea ce este împotriva la acesta cinstit sângele Hristosului Tău, amin, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt, amin, 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 pentru ca să fie celor ce se vor împărtășiți pe Tine sus de dar gata, nu spui și de cața sus de sânge. Încă aducem și această slujbă. Prea binecuvântată, mărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Cuvine
Hade Vărat să te fericim născătoare de Dumnezeu cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimi. Și mai asemănare decât serafimii care fără stricăciune predumnezeu cuvântul ai născut adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, care îi dorește Sfintă Tare Biserici în pace, întreg cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi, a cânta prea cinstitul și de mare cuvință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
Sfinții, pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe ele în Sfântul cel mai depresus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Dă, Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat, în pace și răspuns bun, la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unirea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Cește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă să cutezăm, a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice... Este împărăția și puterea și slava
a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, Doamne! Harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni a unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților. Se sfărâmă, se împarte milul lui Dumnezeu, cel ce se sfărâmă și se împarte, cel ce se încăpărâmă și se sfârșește și pe ce se sfințește. Iisus Hristos, Virul Domnului, plinirea potirului credinței în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iisus Hristos, plină de Duhul Sfânt. Pentru mărirea lui Dumnezeu, ca pe viața de veci. Amin. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care vine pe lume, să mă și pe cei care știu, care cine te sunt eu încă. Cred că acestea sunt prea foarte multe, să mă și iartă și cele de voie, cele fără de voie, cele cu știință și neștiință, și mă vrednicește ca fără de o sânge, să mă vrednicește. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea Sfintelor Tale taine, Doamne, ci spre temerile Iată, mă apropii de Jumătorul Împărat. Și iată s-a atins. Și toată, fără de legile de la șterge. Să vă mulțumim.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Nu mai plângeți că n-a murit, ci doarme. Iubiți credincioși, iată-ne într-o frumoasă și darnică zi de toamnă, într-o duminică dublată și de o sărbătoare, și anume prăznuirea Sfântului Dimitrie cel Nou din Basarabia, ocrutitorul bucureștilor, în duminica a 24 după Rusalii, o duminică în care Sfinții Părinți ne-au rânduit așa ca unor oameni gospodari care s-au străduit să semene, să secere, să culeagă, să adune. Toamna, când spune poporul român că se numără bobocii, ne-au rânduit a trage o linie și a ne prezenta ce înseamnă moartea. Cred că este subiectul despre care Sfinții Părinți ne-au trimis mai multe ocazii să vorbim, dar nu numai să vorbim, ci să trăim. Am mai spus și altă dată, moartea este una dintre puținele noastre certitudini. Chiar spuneam de ună zi că moartea și fiscul sunt cele două elemente de care nu scapă nimeni. Aviz amatorilor să nu vă puneți cu așa ceva. E bine, dacă moartea este certitudinea numărul unu a omenirii, totuși de ce fugim de ea, de ce o amânăm și de ce nu o înțelegem? Părintele Asenie zicea că trebuie să înțelegem viața ca să acceptăm moartea și să înțelegem moartea ca să acceptăm viața. În Sfintele Evangheliei ni se istorisesc trei învieri din morți. Dacă o luăm cronologic, de la momentul la care s-a instalat moartea și până la înviere, săvârșită de Mântuitorul, prima ar fi învierea fiicei lui Iair, care doar ce murise și Mântuitorul a intrat în casă și a înviat-o. De altminteri și tema Evangheliei de astăzi. A doua, întâlnim pe Mântuitorul în drum spre Nain și cortegiul conducea spre groapă pe singurul fiu al unei mame care era văduvă. Iar distanța cea mare de la moarte până la înviere este săvârșită de Lazar, care a fost înviat a patra zi din morți. Înseamnă că Mântuitorul ne arată ceva deosebit despre moarte. Întotdeauna șterge lacrimile celor care, de altminteri, în mod firesc le varsă și ne prezintă firescul lucrurilor. Bine, bine, da, ce e firesc atunci când plecăm așa într-o direcție quasi necunoscută? Am auzit foarte multă lume argumentând chipurile foarte bine documentat. Zice, dar nimeni nu s-a întors de acolo să ne spună. Ba, s-a întors. S-a întors Mântuitorul. Noi de asta ne-am adunat aici. Dacă Mântuitorul nu s-ar fi întors din morți, noi nu aveam ce căuta aici. Probabil că am fi făcut vreo spirală acum. Probabil că am fi luat poziții de flori cunoscute, exotice, lotus, de exemplu. Dar nu am fi fost într-o biserică în care, duminică de duminică, să ne aducem aminte de și să trăim învierea Mântuitorului. Și spuneam că nu degeaba Mântuitorul ne transmite astăzi un mesaj. Și printre ceea ce s-a întâmplat astăzi, învierea fiicei lui Iair ne spune ceva. Și ne spune ceva prin faptul că fiica lui Iair, după ce a înviat, va mai fi murit încă o dată. Pentru că n-am auzit să mai trăiască. După cum nici despre Lazar n-am auzit că mai trăiește și nici fiul văduvei din Nain nu mai trăiesc. Așadar, Mântuitorul vorbește despre firescul din noi. Prin firesc înțelegând inclusiv moartea. Dar nu ne vorbește despre o moarte trupească desăvârșită, ci ne vorbește despre moartea noastră spirituală. De altminteri, poporul român are o vorbă foarte înțeleaptă și spune că durerea unui părinte este mai mare să-și vadă copilul trăind prost decât să-l vadă murind. E adevărat că e dur, dar este adevărat.
Este adevărat, pentru că decât să-l vezi pe un copil de-al tău că trăiește prost, adică nu are nicio normă, pe românește n-are niciun Dumnezeu, mai bine toată viața rămâi să îți jelești tu propriul necaz. Dar nu despre jelanie este vorba în predica de astăzi. Iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Într-una din zile, mergând Iisus prin cetate, este abordat de Iair. Iair, mai marele sinagogii, care îl invită în casa sa, spunând că trebuie să vină pentru că fiica lui, singura fiica lui de 12 ani, este pe moarte. Și Mântuitorul îi promite că merge și, înaintând prin mulțime, îl îmbulzeau mulțimile. Și la un moment dat se oprește și se întoarce și întreabă: cine este cel care s-a atins de mine? Și frumos spune Sfântul Evanghelist Luca: și pentru că toți tăgăduiau, acum știți vorba aia, ăla eu, ăla eu, Petru a luat cuvântul și a zis: învățătorule, neștiind cum să abordeze subiectul, mulțimile te împresoară și tu întrebi cine s-a atins de mine? Adică era un lucru foarte, foarte firesc ca cineva să se fie atins. Dar atunci Mântuitorul s-a explicitat și a spus: nu, am simțit ieșind o putere din mine. Și atunci, o femeie de 18 ani, care avea curgere de sânge, văzând că a fost vădită fapta ei, a recunoscut în fața mulțimii și a Mântuitorului că ea este cea care s-a atins și că s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Și atunci Mântuitorul a spus: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Între timp, din casa lui Iair a venit un slujitor și l-a tras deoparte pe Iair și a zis: nu mai supăra pe învățătorul, căci fiica ta a murit. Și când se plece, Mântuitorul a spus: nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Și apropiindu-se de casă, a lăsat să intre în ea numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe Iair și pe mama copilei. Și, întinzând mâna, a atins pe fiica, despre care toți știau că este moartă, și a spus: copilă, ție îți spun, trezește-te. Și s-a trezit. Și a poruncit să îi se dea de mâncare. Iubiți credincioși, iată în puține cuvinte ceea ce se va fi întâmplat într-o zi ca aceasta în cetate, acolo unde Iair deja deznădăjduia și într-o zi în care Mântuitorul ne învață că peste ani trebuie să înțelegem ceva. Nu moartea este cel mai grozav lucru, ci viața este cel mai grozav lucru. Cum trăim este cel mai grozav lucru, nu cum murim. Pentru că, v-am mai spus și altădată, nimeni nu îmbătrânește altfel decât a trăit. Înseamnă că ne pregătim pas cu pas sfârșitul și îmbătrânirea, dar asta nu trebuie să ne facă să fim posomorâți. Așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, pe cei pe care frica morții îi ține în robie toată viața. Nu frica morții trebuie să fie cu noi, ci curajul de a trăi. Ca să trăiești, îți trebuie un curaj foarte mare. Îmi aduc aminte, în 1998, bunica mea, de 86 de ani, din partea mamei, era pe moarte și spunea celor din jur, zice: n-am crezut că mai ușor să trăiești decât să trăiești este să mori. Foarte greu se moare. Dar am învățat din ceea ce ne-a spus că datoria, de fapt, era de a trăi și de asta se cam încurcau puțin comenzile. Și ea credea că este ușor să trăiască mai ușor decât să moară. Dar ne învăța, printre altele, că trebuie să fim atenți că viața este de trăit fiecare secundă. Cred că fiecare dintre noi își aduce aminte despre cât un concurs. Fiecare dintre noi am dat cât un examen și
Parcă văd pe la jumătatea timpului venea câte un profesor și desena pe tablă un întreg, îl tăia în două și hașura. Zice, gata, jumătate. Și începeam să intrăm în panică. După care jumătatea care a rămas, peste încă o bucată de timp, iar o tăia, iar o hașura, mai e un sfert din timp. E, când începea să hașureze ultimile 5 minute, nu mai puteai să mai scrii nimic, nici să mai citești ce ai scris. A, să mai întâmpla, să mai faci câte o greșeală, să crezi că ai greșit și să revii și să tai și așa mai departe. Și când începea ultimul minut, era problemă mare. Ultimile secunde erau, bineînțeles, numărate. Și când începea numărătoarea inversă, stăteam și mă gândeam, și atunci și vă spun dumneavoastră încă o dată, de ce nu numărăm primele secunde dintr-un examen, primele secunde dintr-un concurs, primele secunde din viață și le numărăm pe ultimile? Vă mai duceți aminte că v-am mai spus, Părintele Arsenie, zicea, tată, în viața mea am stat la picioarele și la căpătâiul multor muribunzi, toți dintre ei vreau să mai trăiască o zi. Bă, frate, ce ori vrea să mai facă într-o zi dacă toată viața au trăit într-un fel sau într-altul? Așa este. Și este firesc. Omul se agață întotdeauna de ultima șansă, irosind însă primele șanse. Mesajul Mântuitorului de astăzi este de a nu irosi primele șanse, nu ultimile. Ultimile, e clar că nu ne mai aparțin nouă. Le împărțim cu doctorii, vedeți, 12 ani. A împărțit averea ei, biata femeie, cu curgere de sânge și ne spune Sfântul Evanghelist Luca și niciunul dintre ei nu a putut să o vindece. Asta înseamnă ultima parte. Dar Mântuitorul ne-a redat, ca să spun așa, ne-a resetat și ne trimite iarăși la primele secunde de viață. Vă imaginați că pentru Iair, după ce i s-a dăruit viață fiicei lui, Iair a luat-o de la început. Și bucuria lui a început să fie una reală. Pentru că noi nu ne dăm seama când avem copiii mici să ne bucurăm când sunt mici. Nu, noi amânăm. Și ne gândim, lasă să învețe să vorbească, să mă înțeleg cu el. De unde? Când a început să vorbească, s-a încheiat dialogul. Mai vorbește el cu noi. Degeaba încercăm noi să vorbim cu el. Amânăm, lasă să se ducă la școală. Păi când se duce la școală, numai al tău, e al școlii. Adică școala e cu teme, școala îți face un copil posomorât. Știm foarte bine cum arată copiii în vacanță și cum arată când începe școala. De ce să amânăm? Trebuie să trăim momentul. A trăi momentul nu ne duce cu gândul la filosoficul Carpe Diem, vezi, Doamne, trăiește clipa, că după aia, nu. Să trăim bucuria. Nu ziua. Bucuria. Unul că am copil sau am nepot sau am soție sau am casă. Bucuria noastră. De ce atunci când începe să se șubrezească ceva, să începem să avem trăirea aceea, părerea de rău, bă, dar nu mai așa cum e. Știți, de la o anumită vârstă se spune că dacă nu te doare nimic când te trezești dimineața, înseamnă că nu mai ești. Dar de ce să nu ne bucurăm acum când nu ne doare mai nimic? De ce să nu ne bucurăm la 50, la 60 de ani când ne dor puține? A, vreți să ne aducem aminte la 80 de ani dacă ne dă Dumnezeu? Bă, ce bine era pe la 60 de ani! Mă durea așa, pe aici, pe aici, dar oricum era mai bine. De ce să nu ne bucurăm acum? Acum trebuie să ne bucurăm de momentul pe care astăzi ni-l învață Dumnezeu. Dumnezeu astăzi ne învață firescul. Dă ceasul înapoi. 12 ani de zile din viața unei fetițe, Mântuitorul l-a dat înapoi. Păi ce înseamnă altceva de învierea decât naștere? A născut-o din nou. Bucurie părinților și bucurie pentru noi să trăim ca și când am fi înviat. Imaginați-vă că măcar astăzi, până în seară, mergând spre casă, să vă gândiți că ați fost morți și v-a înviat Mântuitorul odată cu fiica lui Iair. Putem să facem exercițiul acesta. Și atunci uitați-vă în jur și veți privi cu alți ochi răutatea vecinului, reaua intenția șefului, ochiul rău al vecinului sau al colegului. Deja veți vedea
cu o altă perspectivă. Ia uite-mă că trăiesc. Pentru că noi, v-am spus, nu trăim. Noi vegetăm așa și din când în când să mai trage câte o linie, să mai hașurează câte ceva. Bă, tata, ai făcut 50 de ani, vezi că ai trecut de mult de jumătate. Și atunci intrăm în panică. Nu, dar dacă trăim fiecare zi frumos, mai trebuie să cineva să ne hașureze? E, mai trebuie câteodată ca să ne trezească. Dar astăzi vreau să vă dau un mesaj pe care Mântuitorul ni-l prezintă. Firescul lucrurilor, pe care noi nu-l mai vedem. Noi credem că ne îndreptăm spre ceva. Și Mântuitorul astăzi ne spune că nu spre ținta pe care ne-am format-o noi trebuie să mergem, ci să mergem în noi înșine. Să nu ne mai comparăm cu alții, să nu mai facem un caz din ce ne doare sau ce nu ne doare și să nu ne mai îngrijorăm noi de ce vecinul ascultă muzica mai tare sau mai încet, de ce și-a luat tobe noi și niște bași care trec pe sub pământ până la tine, la etajul 10. Nu asta trebuie să ne deranjeze. Trebuie să ne întrebăm, suntem sau nu pregătiți să o luăm de la zero? Imaginați-vă că primiți o nouă viață, dar o viață în care nu mai aveți nimic. Așa e că dacă ați fi spre sfârșitul ei, ați accepta-o? Cu siguranță. Nu trebuie să ne amăgim. Dumnezeu ne vrea așa în fiecare zi. Ne vrea să trăim, dar să trăim cu folos, să nu trăim degeaba. De aceea, măcar astăzi, în drum spre casele noastre, luându-l și pe Sfântul Dimitrie din Basarabi, chezășie a gândului nostru, să spunem, Doamne, mulțumesc că m-ai înviat. Imaginați-vă că Sfântul Dimitrie, trăitor prin secolul 12-13, după ce a fost descoperit și moaștele au început să fie cinstite, trăiește din nou. Iată că Dumnezeu a aranjat astfel încât să avem și exemple de șansa unei noi vieți. Și astăzi ne-o spune pe șleau, nu mai plângeți pentru că n-a murit, ci doarme. E vorba de conștiința noastră. E vorba de starea noastră de virtute sau de păcătoșenie. E vorba de noi. Dumnezeu astăzi ne înviază. Dacă noi credem într-adevăr, plecăm acasă așa cum a plecat femeia gârbovă. Credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Dar trebuie să și recunoaștem că ne-a mântuit credința. Atât ne cere Dumnezeu ca să ne dea vestea cea bună. Nu mai plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Așa. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Ajută-mi lumina cea adevărată, primită-mi Duhul cel celest, aflată-mi credința cea adevărată, nedespărțite Sfintei Treimi, închidându-ne că aceasta ne-am mântuit pe noi. Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Drept primind dumnezeieștile, sfintele nemuritoarele, ferește-și de viață păcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului. Miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Să-ți la toate.
Moartă desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Slavă înălțăm în Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cu pace să ieșim pentru numele Domnului. Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Vine la bisericii Tale, păzește-o, sfințește pe cei ce iubesc pe Doamna casei Tale, Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea Ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăși întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoșilor Tău, poporul Tău, că tot darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorând de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Întru Tine, Părinte, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căluând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta cu o sârdie se bucură preacuvioase Părinte Dimitrie, Duhul Tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Cel ce-ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, spre desătarea și hrana noastră, care pe cei de-ai Tine și pe Daniil, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, ai arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade, le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor să întrânsele, căci acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae s-au pus înaintea de către robii Tăi, încă și spre pământul acesta săvârșit într-o dreapta credință și a robilor Tăi, Arhimandrul Arsenie, Părintele Arsenie, Ion nepregătit, Maria, Ion Costel, înecat, Ion și Floarea cu tot neamul ce-a dormit, Ion și Ioana cu tot neamul ce-a dormit, și săvârșește bunul celor ce-au făcut acestea, toate cele către mântuiește să trebuie bunătățile Tale celor veșnice, pentru rugăciune prea curatei, prea binecuvântatei, Stăpânei noastre de Dumnezeu, Născătoarei și pururea Fecioarei Maria și ale tuturor Sfinților, care din veac au bineplăcuție, că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să vă pomenească Domnul pentru părăția Sa, pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm.
Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, prea cu cernice, Părinte, binecuvintează. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul sfântlăcașului acestuia, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, pentru rugăciunile Sfântului Cuviosului, Părintele nostru Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, acolo pomenirea săvârșit astăzi, ale Sfinților Drepților, Dumnezeieștilor, Părinții Joachim și Ana, și pentru rugăciunea tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Și așa cum am spus ieri celor care ați fost ieri, am de îndeplinit un canon. Dar înainte de a îndeplini canonul, vreau să vă mărturisesc o mare bucurie. Părintele Iulian, cel cu care am conslujit astăzi, are marea bucurie de a boteza pe finuța Sofia, un copilul unor tineri pe care i-a și cununat în biserica aceasta. Părintele este preot misionar, aleargă de colo-colo și astăzi a zis: Adre, dacă m-ai chemat la 11:30 la botez, unde voi sluji, că noi venim din altă parte. Și m-am bucurat tare mult că m-a recunoscut ca fiindu-i profesor când era anul întâi spre anul 2. Și mă bucur tare mult că nici nu știi când culegi niște roade. Vă imaginați că dacă făceam oarece greșeli în fața studenților mei, acum poate că aveau ceva să reproșeze, dar văd că s-a purtat frumos cu mine. Părinte, poți să dai mărturie aici că m-am purtat frumos, ca să știu, să nu fi plecat pe partea altă. Și când mi-a spus că își aduce aminte de anii de ucenicie, chiar m-am bucurat. Și să știți că Sfântul Nicolae are într-adevăr această bucurie de a constata că cei care au trecut pe aici, ori pe la strană, ori pe la facultate, Padre, vino să dai mărturie aici. Se întorc cu o anumită stare de degajare și m-am bucurat tare mult că Părintele, în sinceritatea pe care văd că și-a păstrat-o și a cultivat-o și mai tare, ne-a însoțit în rugăciune și mă bucur tare mult că a ținut să slujească alături de mine. Și mă bucur din suflet că după vreo 4-5 ani de zile l-am regăsit cu Părintele profesor, de data aceasta nu la catedră, ci în fața Sfintei Mese, în altar, slujind frăților voastre și lui Hristos, în primul rând, m-am simțit extraordinar în mijlocul dumneavoastră, fără să ascund, după cum ați văzut, am avut și emoții, pentru că a fost o întâlnire cu Părintele profesor, după atâția și atâția ani. Acum urmează un moment foarte important, în primul rând pentru micuța Sofia, care va fi creștinată de către mine și presbitera Mihaela.
Dar apoi sper să mai am puțin timp cu părintele să mai schimbăm câteva vorbe, dar garantat eu mai vin la Constanța pentru că urmez un doctorat și atunci cu părintele profesor sigur ne vom vedea. Vă mulțumesc tare mult și să fie cu folos. Ei, vedeți că e frumos. Nu știi ce o să culegi când o să vină vremea secerișului. Adevărul că acum câțiva ani când puneam eu un pământ mai mult așa, nu știam ce o să iasă, dar uite că au ieșit, într-adevăr, a fost și pământul bun și a dat Dumnezeu ploaie, că altfel cine știe ce se întâmpla. Ei, și să revenim la ale noastre. Duminica trecută spuneam, dar trebuie să comentez puțin, că dintr-o lipsă a mea și trebuie să-mi fac mea culpa în fața dumneavoastră, am crezut că dacă vine un comunicat de la Arhiepiscopie, el trebuie să vină într-un plic. E, nu mai vine acum în plic. Acum vine pe mail. Dacă nu ești în programul cu care s-a scris respectivul document, nu-l mai deschizi. Și greșeala mea, ce mai una peste alta, a fost că nu am insistat la altcineva care avea un calculator mai bun să-mi dea și mie un comunicat. Dar după zi pe alta am crezut, lasă că trecem peste el. Și n-am putut să trec peste el pentru că am canon ca trei duminici la rând să-l citesc. Una deja a fost sărbătoarea de ieri, astăzi e a doua, duminica viitoare, să văd cum înțeleg cu Părintele Alin, dacă împărțim canonul, dar cred că nu o să-l împărțim, că e sarcina mea să duc până la capăt. Este vorba de Părintele Ștefan, o să vă citesc aici, pentru că așa trebuie să o fac. O să se numească la un dat fostul Părinte Ștefan, altă dată se zice Domnul Ștefan, Părintele Dr. Praisar. A căzut în abatere, ca să zic așa, și trebuie să vă anunțăm că tot ceea ce face nu mai face în numele episcopului care l-a trimis. S-a desprins de biserica noastră și trebuie să înțelegeți că dacă cineva se desprinde, cel care vrea să-i urmeze trebuie să-și asume desprinderea respectivă. Eu nu pot să vă las așa să vă duceți în orb, trebuie să vă anunț ce am fost, ce am primit și eu în acest comunicat. Eu vă spun că nu m-am desprins de nimic, mi-a fost foarte greu să parcurg ce scrie aici și o să vedeți că și dumneavoastră o să înghițiți foarte greu, dar vreau să vă spun ceva. Toată săptămâna de când am primit acest canon m-am gândit ce m-ar fi îndemnat Părintele Arsenie să fac. Știți că după ce duhovnicul principal se duce, ne este mult mai ușor să-l întrebăm, paradoxal. Pentru că în rugăciune trimite o anumită stare. Acum să nu credeți că auzim voci, că nu, stați puțin, suntem cu picioarele pe pământ. Dar trimite o stare. Și anume, m-am gândit că tot ceea ce m-a învățat Părintele Arsenie era să fac ascultare. Și că ascultarea este mai mare decât jertfa. Pentru că am avut și un anumit gând să fac o anumită stare de jertfă, dar ascultarea este mai mare decât jertfa. Și anume, dacă mi s-a dat o ascultare așa de sus, trebuie să o fac. Să o fac în cunoștință de cauză, să o fac în fața dumneavoastră și vă chem martorii ai ascultării mele. De aceea vreau să primiți acest comunicat, să-l țineți minte, să știți despre ce este vorba. Preacuvioși și preacucenici părinți, iubiți credincioși, Biserica noastră ortodoxă, întemeiată de Mântuitorul Hristos, a primit Harul Sfințitor prin succesiune apostolică, trimis de la o generație de episcopi la alta și de la aceștia către preoții și diaconii hirotoniți canonic, adică valid. Dintr-un început, biserica a fost confruntată și cu învățături greșite, lucrările ereticilor și schismaticilor care doreau, îndemnați de cel vrășmaș, să tulbure și să abată de la mântuire pe bunii credincioși. Prezența lor în istorie este însă continuă. Cu multă amărăciune vă aducem la cunoștință faptul că fostul preot Ștefan Popa de la parohia Topraisar a fost trimis în judecata consistorului eparhial pentru abateri de ordin moral, ceea ce a atras catrisirea sa începând cu data de 4 septembrie 2013. Sus numitul și-a părăsit prima soție, lăsându-o cu trei copii minori și a plecat cu o concubină. Apoi a divorțat de prima soție, a părăsit și concubina și s-a căsătorit cu o a treia femeie, cu care a dobândit un copil, iar în 2009 a părăsit-o și pe aceasta, trăind în concubinaj cu a patra femeie, cu care a conceput un alt copil. Strigătoare la cer este situația aceasta. Din punct de vedere duhovnicesc, situația lui s-a agravat după excluderea din preoție, neavând căința pentru păcatul în care se afla,
ci dimpotrivă s-a afiliat unei asociații schismatice lipsite de canonicitate și binecuvântare reale cu pseudo-ierarhie aflată pe teritoriul Italiei și Ucrainei și constituind pe teritoriul și pe terenul unor rudenii o falsă biserică. Ștefan Popa a lepădat preoția pentru un concubinaj. Punând mai presus de slujirea lui Hristos patima trupească, apoi s-a însoțit cu schismaticii, adormindu-și conștiința și încercând în acest fel să-și atribuie o preoție înșelătoare prin care nu-L slujește pe Hristos, ci îi sfidează și minte cu nerușinare pe oamenii creduli, amăgindu-i că le oferă sfinte taine, iar pe cei pe care i-a avut fii duhovnicești de bună credință, smintindu-i și îndepărtându-i la calea mântuirii. Rugăm pe toți clericii, monahii și credincioșii din Arhiepiscopia Tomisului să ia aminte la această lucrare neortodoxă a domnului Ștefan Popa și mărturisim credința nestrămutată într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, iar pentru cei aflați în înșelare și minciună ne rugăm cu stăruință Bunului Dumnezeu să dobândească și ei cunoștința adevărului. Iubiți credincioși, cred că dacă și fratele meu făcea un act de ascultare și încerca să se pocăiască, cred că nu se ajungea la situația aceasta. Nu vreau nici să judecăm și nici să aruncăm cu pietre. V-am adus la cunoștință că este pe un drum greșit. Eu, unul personal, mă rog Bunului Dumnezeu să-i dea înțelepciunea de a reveni. Revenirea nu înseamnă neapărat să facă tot ceea ce a făcut până acum. Revenirea înseamnă o stare de pace. Și imaginați-vă că dacă pe mine de o săptămână încoace nu îmi dă pace, cred că nici Părintelui nu-i dă pace. Poate va rândui Bunul Dumnezeu să aflăm că și-a revenit, că și-a asumat situația și că, într-adevăr, înțelege că nu putem să ne ducem așa la vânătoare fără armă, fără un har pornit dintr-o săgeată, este ca un arc dat la o parte de un vânător. Dar știm cu toții că dezertorii sunt folosiți, așa cum am spus și ieri, de către cei care au nevoie de serviciile lor. Mercenariatul este o altă realitate. Dar ne rugăm la Dumnezeu pentru ca să ne ierte pe noi, în primul rând, că poate judecăm prea aspru, și ne rugăm pentru o stare de pace și de liniște. Vă iau ca martor pentru duminica viitoare să-mi susțineți canonul pe care l-am de făcut. Astăzi însă vă spun că începem acțiunea de a-l ajuta pe Moș Nicolae. Dacă vă uitați bine pe la date, deja se apropie, moșul cam bate așa la ușă. De aceea am să aduc din nou sacul moșului printre dumneavoastră, ca să-l mai ajutăm puțin, pentru că sunt copilași care merită. Și văd că sunt din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai mulți dintre copii știu să se împărtășească, au o altă atitudine pe afară, pentru că eu sunt cel care acum vreo câteva luni bune chiar întrebam despre părinții unor copii, pentru că nu-i vedeam pe acolo, îi cunosc pe toți. Pe unde sunt, pentru că nu prea sunt așa de educați copiii cum aș fi vrut eu să fie. Acum însă, când văd lucrurile bune, să știți că n-am uitat că i-am dojenit. Trebuie să-i și felicit. Pentru că un părinte bun, când greșește copilul mustră, dar când face lucruri bune, deja trebuie să-l mângâie, să-l încurajeze și să-l motiveze să mai facă. De aceea m-am bucurat tare mult că, deși erau mai mulți copii decât de obicei afară, nu s-au îmbrâncit așa de mult cum se îmbrânceau altădată. Asta nu înseamnă că nu s-au îmbrâncit de tot. Dar să știți că nu e o bucurie nici pentru un părinte, nici pentru un vecin să vadă copiii numai așa, stând cu mâna la spate. Nu. Nu. Copiii, așa cum zicea tradiția populară și citată de către Ion Creangă, dacă e copil să se joace, dacă e popă să cetească, dacă e cal să tragă. Apoi dacă e copil să se joace. Pentru că dacă nu se joacă, după aia vine să citim vreo rugăciune că s-a speriat, că, mă rog. Așa că trebuie să-i luăm pe copii așa cum sunt. Și deocamdată sunt bine. Când or fi mai puțin bine, vă spun.
Dar acum ne pregătim pentru Moș Nicolae să avem grijă de fiecare în parte și ne rugăm lui Dumnezeu pentru pace, pentru liniște și, așa cum am spus, până în seară să vă faceți canonul de a vă imagina că astăzi ați murit și ați înviat. Și când vom mai sta de vorbă să-mi povestiți ce trăiri ați avut după ce ați constatat că, de fapt, viața poate să fie începută în fiecare zi, cu o singură condiție, să nu mai numărăm ultimile secunde, să le numărăm pe primele. Dacă numărăm de acum 1, 2, 3 până la 10, să vedeți ce frumos vom trage linie și vom constata că 2013 a fost un an deosebit. Pentru că chiar dă semne bune. Sănătate multă și la mulți ani. Să nu uitați că sâmbătă, dacă v-ați uitat prin calendare, avem însemnată sâmbăta moșilor de iarnă. A pătruns în calendarele noastre, e adevărat, cu niște influențe, dar bine că a pătruns. În prima sâmbătă din noiembrie facem rugăciuni pentru cei adormiți. De aceea o considerăm ca pe sărbătoarea de sâmbetele morților din timpul postului mare. Vă așteptăm cu mare drag să-i pomenim și apoi viața merge mai departe. Numai să știm noi că, într-adevăr, este viață, nu este așa o lâncezeală și o moleșeală. Sănătate multă și spor să vă dea Dumnezeu. Pace. Și la mulți ani celor care poartă numele Dimitrie. Dacă ați ratat vreun Dumitru, Mitică, Mitel și așa mai departe ieri, puteți să continuați astăzi și să-i spuneți la mulți ani. Apropo, vedeți că nu trebuie să vă invite nimeni, că așa e tradiția românească, nu știu cum o fi până alte părți, dar tradiția românească este să nu vă invite, să vă duceți așa neinvitați, că nu se supără. Și pentru că toți suntem așa numai între noi, vă spun că pe 20 noiembrie până pe 27 noiembrie voi fi plecat să botez un copil în Norvegia. M-ar bucura să fiu primit și eu, cum l-am primit pe părintele astăzi. O să vă povestesc cum este acolo. Noriași de-ai noștri au zis că trebuie să mă duc eu să botez. Acum face și canonul ăsta. E mai aproape de Laponia zona aia și poate vă aduc un cuvânt de la Moș Crăciun. Mă voi strădui. Sănătate multă și spor.